Suntem într-un studiu despre predica de pe munte și vreau să vă întreb în dimineața asta, voi ce ați cultivat în grădina sufletului vostru? Tu, ce ai cultivat în grădina sufletului tău? Ce ai cultivat în grădina sufletului tău? La noi acasă, mama are o bucățică mică de pământ pe care ea și-a cultivat ce a vrut ea. Așa că avem ceva roșii, avem ceva ceapă, avem ceva ridichi și asta a cultivat mama în grădinuța ei. Dar există o grădină a inimii noastre și este foarte important ce cultivăm în grădina inimii noastre. Predica de pe munte te învață ce să sădești în grădina inimii tale. Și când vorbește despre fericiri, fericirile sunt ca și 8 flori pe care să le sădești în grădina inimii tale. Sărac în duhul este o floare rară. Plânsul duhovnicesc, umblarea în smerenie, foamea după neprihănire, demonstrarea milei a compasiunii, îmbrățișarea purității a curăției, să fii împăciuitor, să înduri prigonirea, persecuția de dragul lui Hristos, sunt flori pe care tu ar trebui să le ai cultivate în grădina inimii tale. Apoi mai departe, Domnul Iisus vine și ne spune ce buruieni să nu lăsăm în grădina inimii noastre. Și sunt 6 ispite despre care vorbește în predica de pe munte, la care noi trebuie să le rezistăm. Ați ținut minte până acum? În grădina sufletului tău trebuie să fie flori, iar aceste flori sunt fericirile, ok? Și apoi sunt buruieni care nu trebuie să le lasă să crească, ok? Ispita mâniei, Iisus vorbește despre ispita mâniei, ispita imoralității, ruperea legămintelor, ruperea angajamentelor, ispita de a răspunde cu aceeași monedă insultelor sau a celor care vor să profite de tine și ispita de a arăta o dragoste pasivă față de dușmani în loc să iubim în mod activ. O să ajungem și la ele cândva, dar astea sunt ispite burieni pe care să nu le lași în grădina inimii tale. Și apoi Domnul Iisus vine și ne spune despre cum dăm îngrășământ la florile noastre ca să crească. Ok? Și vorbește despre 5 lucruri. Vorbește despre rugăciune, vorbește despre post, vorbește despre dărnicie, vorbește despre slujire, despre iertarea și binecuvântarea dușmanilor. Cam asta e ceea ce vrea Iisus Hristos să pună în noi, în predica de pe munte și astăzi suntem la ferice sau fericiți sau felicitări celor ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută am spus că sărăcia în duh este realitatea lăuntrică pe care o caută Dumnezeu în noi. Și e o atitudine opusă lumii, a laudelor, demonstrează cine ești, ce ai, ce unic ești. Și vreau să vorbim puțin despre plâns, pentru că plânsul scoate la suprafață realități lăuntrice ascunse și sensibilitate spirituală, un consum ce are izvorul și sursa în inima lui Dumnezeu. Să știți că plânsul este expresia sărăciei noastre în Duhul. Știu că pentru lumea în care noi trăim, să plângi nu este un act al puterii. Dar în împărăția lui Dumnezeu, plânsul are valoare. Plânsul are valoare. Ții minte că în casă de rugăciune am învățat despre rugăciunea lichidă. Rugăciunea lichidă, să plângi înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu, și trec foarte rapid peste ele, vorbește despre mai multe feluri de lacrimi. Unu, lacrimile pocăinței. Când ai vărsat ultima dată lacrimi ale pocăinței? Să ne plângem ticăloșia și păcatele, să ne plângem starea. Vă aduceți aminte, Petru își plânge căderea, femeia păcătoasă ce unge picioarele lui Iisus plânge. Și este foarte interesant că în Scripturi nu ni se spune că vreodată Iisus a râs. Bineînțeles, eu cred că Fiul lui Dumnezeu a râs.
Dar nu ni se specifică că ar fi râs vreodată, dar ni se specifică în multe cazuri că Fiul lui Dumnezeu a plâns. Ne spune că era obișnuit cu durerea, om al durerii, obișnuit cu suferința. Și El este modelul nostru, lacrimile pocăinței. Noi nu plângem pentru păcate pentru că nu vedem păcatul la fel de grav, de nociv, de dăunător cum îl vede Dumnezeu. Și asta pentru că de multe ori trăim un har ieftin, dar dragilor să știți că păcatul ne afectează mult mai mult decât noi ne imaginăm. Când suntem aproape de Dumnezeu, ne afectează mult păcatul nostru. M-auziți ce spun? Oamenii care trăiesc aproape de Dumnezeu, păcatele lor îi afectează mult. Unul care trăiește superficial, tratează păcatul superficial și atunci nu își va plânge păcatele. De asta vă întreb când a fost ultima dată când ai vărsat lacrimi de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Vă dau vreo 1-2 versete, spune în plângerea lui Ieremia, de ce să plângă omul cât trăiește? Fiecare să plângă mai bine de păcatele lui. Iacov 4:9 spune, simțiți-vă ticăloșia, tinguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Lacrimile pocăinței. Apoi, lacrimile dorului după Dumnezeu. Lacrimile dorului după Dumnezeu. Ai plâns vreodată când nu ai simțit prezența lui Dumnezeu adâncă peste tine, peste viața ta. Ai plâns vreodată pentru că nu l-ai mai simțit pe Dumnezeu aproape. Știți că cuvântul Dumnezeu ne spune că atunci când copiii lui Dumnezeu nu l-au mai simțit pe Dumnezeu aproape, au plâns înaintea Lui. Au plâns înaintea Lui. Plângerul Ieremia 1:16 spune, de aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii, că s-a îndepărtat de la mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să mă învioreze viața, fiii mei sunt zdrobiți, căci vrăjmașul a biruit. Și în 1 Samuel 7:12 spune că trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecusere 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Dacă este ceva ce mi-aș dori să văd în biserica lumina, să vină o vreme a cercetării atât de profunde peste noi, încât să plângem după Domnul. Când nu simțim prezența Lui aici, în mijlocul nostru, când nu simțim atingerea Lui, când nu simțim că El este cu putere în mijlocul nostru, pur și simplu, să începem să plângem înaintea Lui. Să dorim prezența Lui. Aceste lacrimi ale dorului după Dumnezeu. Nu plângem că s-a îndepărtat Domnul de noi datorită inimii împietrite și ochilor spiritual tulburi. Trăind în amintiri, ne încălzim uitându-ne la pietrele de aducere aminte în loc să înțelegem că Dumnezeu vrea astăzi să fie aproape de noi. Aproape de noi. Apoi, în al treilea rând, lacrimile dragostei. Lacrimile dragostei. Să plângi pentru frații care trăiesc în păcat și pentru cei ce sunt pierduți. Ai plâns vreodată din dragoste? Ascultați ce spune Pavel în 2 Corinteni. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai dinainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Pavel plânge pentru cei din biserică care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care trăiesc în necurăție. Și ăsta este un lucru sau o expresie a unității noastre în Duhul, în Dumnezeu. Că ne pasă de cei din jurul nostru. Ne pasă de cei ce se îndepărtează de Dumnezeu. Astea sunt cu adevărat lacrimile dragostei. Apoi, lacrimile lucrătorului. Știți că oamenii care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu deseori poartă niște poveri pe care nimeni nu le poate înțelege. Să știți că lucrarea cu oamenii nu este o lucrare simplă. Și doar cei care lucrează cu oamenii înțeleg acest lucru. Și tot Pavel spune în Filipeni 3:18,
Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Cei ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când strânge snopii. Dacă ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, vreau să știi că lucrarea pe care tu o faci trebuie să fie o lucrare presărată cu lacrimi. Vezi, niciodată nu venim în fața voastră să spunem cât de des plângem sau ce lucruri facem, dar este o caracteristică a tuturor lucrătorilor să stea și să plângă înainte lui Dumnezeu atunci când văd că nu există rod, atunci când văd că nu există avansare a împărăției lui Dumnezeu, atunci când văd că cei din jur nu pricep, nu înțeleg, nu caută să se sfințească, să se apropie mai mult de Dumnezeu. Fericit de cei ce plâng, felicitări celor ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și apoi să plângi cu cei ce plâng, lacrima compasiunii. Să plângi cu cei ce plâng. Cuvântul Dumnezeu spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Să ai compasiune față de cei din jurul tău. Și văd tendința asta a bisericii și cred că și eu am vorbit de aici din față despre lucrul ăsta, tendința asta a bisericii de a suprima cumva această învățătură a lacrimilor. Și suntem bombardați. Suntem bombardați de biserici care vor să fie doar la sentiment și care propovdesc un har ieftin, care nu produce transformare și noire, dar care te ține așa într-un hype spiritual. Dar este viața creștină doar o viață plină de fericire, de împlinire, de bucurie? Atunci unde sunt cei îndoielnici, cei întristați, cei care plâng? Este întâlnirea bisericii de duminică doar pentru a celebra. Trebuie ea focalizată doar pe biruința Domnului Iisus. Vedeți, problema asta, modelul de celebrare non-stop, pe lângă faptul că oamenii nu vor fi autentici, e aceea că ignoră exemplele găsite în Scriptură. Gândiți-vă la Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor slujește ca și o carte de rugăciuni și închinare liturgică pentru poporul Dumnezeu în vechime. E cartea folosită de Iisus și de ucenici în închinarea lor. Găsim asta în Scripturi. Că ei au cântat psalmi. Spune că după ce au cântat psalmii, s-au dus în grădina Ghețiman. Și psalmii includ multe cântece de celebrare, dar sunt și câțiva psalmi de jelire. Strigă-te după dreptate. Până când, o Doamne, e o rugăciune frecventă în cartea psalmilor și scoate în evidență că relația divină-umană are multe dimensiuni. Închinarea noastră și relația noastră cu Dumnezeu are multe dimensiuni. Noi vrem să fim tot timpul bine înaintea lui Dumnezeu. Tot timpul să simțim ceva extraordinar când venim în adunare. Dar vreau să știți că Dumnezeu primește închinarea cu lacrimi. Dumnezeu primește închinarea de pocăință, jelire înaintea lui Dumnezeu. Să plângi păcatele, să plângi de dorul Lui, să plângi când vezi că cel de lângă tine trăiește departe de Dumnezeu. E ceva ce Dumnezeu onorează, e ceva ce Dumnezeu prețuiește, ferice, felicitări celor ce plâng. Că cei vor fi mângâiați. Iisus Hristos în predica de pe munte vine să întoarcă pur și simplu valorile pe care societatea în care noi trăim se bazează. Pentru că tot ce ni se livrează la televizor, tot ce ni se livrează pe media, este așa o viață la superlativ. Toate lucrurile sunt faine, ești numai din vacanță în vacanță, mănânci numai la cele mai tari restaurante, ești sus, ești tare, ești plin de bani și cei care nu sunt așa, sunt cumva din ce în ce mai marginalizați. Ori Fiul lui Dumnezeu vine și spune că împărăția lui Dumnezeu este pentru oamenii ăștia care au sensibilitate, care plâng, care jelesc, care își plâng păcatul, care caută milă și compasiune, care se văd neputincioși, care își
exprimă nevoia lor de Dumnezeu mai mult decât orice altă nevoie. Dragilor, că suntem conștienți sau nu, cea mai mare nevoie pe care noi avem azi este nevoia de Dumnezeu. Cei săraci în Duh sunt cei care înțeleg că fără Dumnezeu nu pot să trăiască așa cum ar trebui pe acest pământ. Apoi, ferici de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferici de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dar cuvântul ăsta blând se poate traduce în multe feluri. Unul se referă la smerenie, doi se referă la îmblânzire. Mai corect în text este ferice de cei îmblânziți. Felicitări celor îmblânziți, că cei vor moșteni pământul. Cine sunt cei îmblânziți? De ce vor moșteni pământul? În primul rând trebuie să înțelegem puțin contextul lui Iisus și felul în care audiența lui a perceput acest mesaj. Sunteți cu mine? Gândiți-vă că Iisus se adresează unei mulțimi. Și nu știu dacă știți contextul în care era poporul Israel. În primul rând, cuvântul pământ, că cei vor moșteni pământul, nu se referă la lume, ci se referă la glie, la teritoriu. Ok? Și asta pentru că în relația poporului Israel cu Dumnezeu, țara promisă a fost dintotdeauna un lucru esențial. Vă aduceți aminte că Dumnezeu le-a promis că vor avea o țară a lor, o glie a lor, un teritoriu a lor. Credincioșia față de Dumnezeu însemna că ei putea să intre în țară, să se bucure de ea în pace, iar lipsa credincioșiei față de Dumnezeu însemna că își pierdeau pământul și mergeau cu forța în exil. Și asta e ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei poporului Israel. Câtă vreme au umblat aproape de Dumnezeu, au stăpânit țara promisă și s-au bucurat de roadele ei. Au fost binecuvântați, extrem de binecuvântați. Dar când nu mai trăiau în credincioșie față de Dumnezeu, își pierdeau pământul și mergeau în exil. Da, cu sute de ani înainte de Iisus, evreii se reîntorseseră din exil în țara promisă, însă nu erau pe deplin în control asupra ei. Romanii, un popor păgân și idolatru, stăpânea peste teritoriul acestora, lucru umilitor și de neacceptat pentru evrei. Într-un fel, continuau să fie în exil deoarece erau sub puterea dominației străine, ok? De aceea, în mijlocul poporului Israel, s-a ridicat și era un număr din ce în ce mai mare în vremea lui Iisus, evrei numiți zeloți sau revoluționari. Vă aveți aminte că Iisus vorbește despre, chiar și avea unul dintre ucenici, era numit Simon, zelotul. Da, pentru că evrei erau cumva în exil și chiar dacă erau în țara promisă, nu îi o stăpâneau. În mijlocul lor s-au ridicat din ce în ce mai mulți evrei nemulțumiți, care cumva erau luptători pentru libertate. Na, pentru poporul roman erau teroriști, pentru evrei fundamentaliști erau luptători pentru libertate. Și ei foloseau violență, ok? Zeloții credeau în folosirea violenței pentru a câștiga ceea ce ei credeau că este scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu era ca ei să moștenească teritoriul folosind violența prin forță. Și Iisus dintotdeauna a condamnat, a stat împotriva tacticii zeloților. Și El vine și spune aici că nu prin violență, că nu cei puternici, nu cei violenți, nu cei mânioși vor împlini scopurile lui Dumnezeu, ci cei blânzi, împăciuitori. Și cei care mai degrabă își pun nădejdea în El și nu în sabia lor. Și eu cred, frați și surori, că e timpul ca biserica să redescopere puterea lui Dumnezeu disponibilă prin smerenie. Vă repet lucrul ăsta. Eu cred că biserica lui Dumnezeu trebuie să redescopere puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin smerenie.
Eu cred că poporul lui Dumnezeu și biserica trăiește în răzvrătire înaintea lui Dumnezeu atâta vreme cât caută să facă dreptate prin violență. Și vreau să știți că nu e necesar să fii doar violent din punct de vedere fizic, ci sunt foarte mulți creștini la ora actuală care sunt foarte violenți din punct de vedere verbal. Să știți că violența verbală duce la violență fizică. Chiar în vremurile astea în care trăim, suntem atât de împotrivitori. Dragilor, vreau să vă readuc aminte, nimic nu se întâmplă pe pământ fără îngăduința lui Dumnezeu. Smerenie înseamnă să te încrezi în capacitatea lui Dumnezeu de a rezolva lucrurile fără să încerci tu să rezolvi lucrurile în locul lui. Mai sunteți cu mine? E timpul ca biserica să redescopere puterea lui Dumnezeu disponibilă prin smerenie. Cei mai mari oameni ai Scripturii au fost oameni îmblânziți de Dumnezeu. Avem nevoie ca Dumnezeu să-și pună căpăstru pe noi. Niciun amin la lucrul ăsta. E greu să te îmblânzească Dumnezeu. Moise a fost cel mai blând om de pe pământ. Știți de ce? Pentru că a fost îmblânzit de Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum a fost Moise la început? A stat în casa lui Faraon, a învățat tehnici de luptă, ok? Înțelepciune, cel mai bun la geografie, cel mai bun la arhitectură, cel mai bun în arta războiului și merge într-o zi și se plimbă și vede că un egiptean asuprește un evreu, îl omoară pe egiptean și a crezut că așa împlinește planul lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Dumnezeu îl duce în pustie 40 de ani. Pentru ce? Vă spun pentru ce? Ca să-l îmblânzească pe Moise. 40 de ani a fost procesul de îmblânzire a lui Moise. Moise, marele și tarele de la început, care împlinea el planul lui Dumnezeu, care făcea el, trebuie să stea 40 de ani să fie îmblânzit. După 40 de ani este vizitat de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu poate să se folosească de el. Vreau să știți că lucrul ăsta este istoria tuturor marilor oameni ai lui Dumnezeu. Toți oamenii puternici ai lui Dumnezeu au fost puternici nu din pricina gurii mari, ci din pricina blândeții lor. Vă mai dau exemple? David, 13 ani, fugar, ca să învețe să fie îmblânzit de Dumnezeu? Vă aduceți aminte cum și-a început Saul lucrarea? Saul aka Pavel? Vă aduceți aminte cum și-a început Saul lucrarea? Vă aduceți aminte? Prigonitor al bisericii? A trebuit ca Dumnezeu să-l îmblânzească? Dumnezeu l-a îmblânzit pe Pavel? Și așa Pavel a devenit un om puternic. Vreau să știți că cei care arată că sunt puternici sunt foarte slabi. Chiar am auzit despre Stalin zilele astea. Avea 7 camere identice și a făcut 7 camere identice că era frică să nu fie asasinat și nimeni nu știa în care dintre ele doarme. Avea 5 limuzine identice. 5 limuzine identice. Ca să nu fie asasinat. Marele puternicul Stalin. Avea un om care întotdeauna îi degusta orice mânca. După ce degusta omul, stătea o jumătate de oră să vadă dacă e ok să mănânce sau nu. Și omul ăsta care se credea tare, era foarte fricos și slab. Fiul lui Dumnezeu stă într-o zi în fața lui Pilat din pont. Și Pilat așa se dă foarte tare. Șmecher. Dar în economia lui Dumnezeu era ca și cum un polițist din Dumbrăvița încearcă să-l aresteze pe ministrul de interne. Are un dialog cu Iisus
în care încearcă să-L intimideze pe Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune la un moment dat, aș putea să cer tatălui meu vreo 12 legiuni de îngeri și să se schimbe întreaga istorie, dar puterea împărăției mele nu stă în genul ăsta de luptă. Cei smeriți, cei blânzi, cei îmblânziți de Dumnezeu vor moșteni pământul. În copilărie am fost fascinat de cărțile lui Karl May. Nu Karl Marx, ci Karl May. Ați citit careva cărțile lui Karl May? Este cel ce a scris Olsurehand, Vine tu. În copilăria mea am fost fascinat de Vine tu, Olsurehand, băieții ăștia. Ceea ce m-a fascinat cel mai tare la indieni erau cailor. Cei care ați citit, vă aduceți aminte că Vine tu avea un cal, numai fluiera, venea, calul ăsta era meseriaș, știa cam de toate. Era un Mustang. Și în cărțile lui Karl May se specifică felul în care mustangii erau îmblânziți. Erau îmblânziți. Acești cai sălbatici puteau fi îmblânziți. Și un om viteaz trebuia să fie omul care știe să călărească, se urca pe spatele acestui animal și calul se zbătea ore în șir să-l trântească pe om jos. Și era descrierea asta în care Vine tu și-a îmblânzit calul. A alergat cu el ore în șir, încercând să-l trântească jos. Și dacă nu a reușit, s-a dus prin cele mai alunecoase locuri. Și dacă tot nu a reușit, se dă lovit, se dă rănit și dintr-o dată se ridică din nou în picioare și aleargă și caută să-l dea jos pe călăreț din spatele lui. Și dacă nu reușește la un moment dat, calul are voința frântă. Și din momentul în care a avut loc această frângere a voinței lui, el renunță și acceptă stăpânirea omului. După ce și-a dat seama că nu poate nici cum să-l trântească și fuge la galop cât poate, la un moment dat ajunge la concluzia, nu se poate, acesta mi-e stăpân. Și frânge voința și acceptă voința noului său stăpân. Acceptă voința noului stăpân. Ceea ce e extraordinar de interesant e că acest cal, care până atunci nu se putea stăpâni pe sine, ci era stăpânit de instinctele lui, din momentul în care acceptă un alt stăpân, și el se poate stăpâni. De acum devine îmblânzit. Și vreau să știți, când mă uit la voi, văd mulți mustangi pe aici. Mulți mustangi pe aici. Noi avem nevoie, fiecare în parte, să fim îmblânziți de Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să-și pună căpăstru pe noi. Ca încetul cu încetul fiecare dintre noi să ajungem să acceptăm și să împlinim voia stăpânului nostru. Să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru voia stăpânului nostru. O rugăciune ce o fac de multă vreme. Țin minte că am predicat și vă spun această dimineață la începuturile mele în Biserica Agape. Și de atunci continui să mă rog. Doamne, pune căpăstru pe mine. Pune căpăstru pe mine. Am nevoie ca Tu să mă îmblânzești. Uneori ies din acel loc. Uneori mă încăpățânez. Sunt împotrivitor. Și am nevoie ca Dumnezeu să pună căpăstru pe mine. Atunci când Dumnezeu pune căpăstru pe noi, să știți că nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru a împlini voia și planurile lui Dumnezeu. Atunci ceea ce este focalizare și conștientizăm,
Astăzi poate mulți dintre noi nici măcar nu conștientizăm că Dumnezeu are un plan și o voie pentru noi și pentru viața noastră. Dar când ajungi ca Dumnezeu să-și pună căpăstru pe tine, de atunci voia Lui și planul Său este prioritatea ta numărul unu în viață. Eu vreau să vă întreb. Ați făcut din voia Lui Dumnezeu și planul Său prioritatea numărul unu în viață? Pentru că dacă nu, încă Dumnezeu nu și-a pus căpăstru pe tine. Revin la întrebarea asta. Ai făcut din voia Lui Dumnezeu și planul Său pentru tine prioritatea numărul unu a ta în viață? Să stai înaintea Domnului și să spui: Doamne, deasupra a ce-mi doresc eu, deasupra dorinței mele de a fi ceea ce eu am visat să fiu, deasupra la ceea ce eu vreau să se întâmple cu viitorul meu, să stai și să zici: Doamne, voia Ta, Doamne, voia Ta. Împlinească-se voia Ta. Și Iisus stă în grădina Ghețimani înaintea lui Dumnezeu și spune Tatălui: Tată, voia Ta. Voia Ta. Facă-mi-se după voia Ta. Dacă ăsta este planul Tău, dacă asta este ceea ce Tu ai îngăduit, dacă asta este ceea ce Tu vrei, mă supun voii Tale, planului Tău. Felicitări celor care sunt îmblânziți de Dumnezeu. Ei vor fi adevărații moștenitori a acestui pământ. Vreau să știți că lucrurile astea nu sunt lucruri simple. Știți de ce? Pentru că societatea în care noi trăim ne dă combustibil la a fi cu totul diferiți de ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să fim. Lumea în care trăim vrea să fim revoluționari, zeloți, să folosim chiar și violența ca să ne atingem scopurile. Dar asta nu este o lume a celor smeriți. Știți că Dumnezeu a zis că în vremurile din urmă El va ridica un popor mic la număr? Popor mic la număr. De oameni smeriți. Oameni smeriți. Care vor trăi în dependență de El. Oameni care L-au lăsat pe Dumnezeu să-și pună căpăstru pe ei. Felicitări celor ce plâng. Ce-și plâng păcatele, ce plâng de dorul lui Dumnezeu în viața lor, ce plâng când nu văd că lucrarea lui Dumnezeu se extinde, când plâng pentru compasiune, pentru ceilalți, felicitări lor. Și felicitări celor care se lasă îmblânziți de Dumnezeu. Celor care ne umblă ca și zeloții. Și celor care știu să întoarcă obrazul, celor care atunci când sunt persecutați se bucură pentru că au fost învredniciți să sufere de dragul lui Hristos, care atunci când sunt vorbiți de rău, atunci când sunt, dacă vreți, terfeliți, atunci când se spun lucruri urâte și neadevărate despre ei, nu caută să se răzbune, ci caută să iubească și să binecuvinteze chiar pe vrăjmașii lor. Na, frați și sorori, despre asta e predica de pe munte, și să fii îmblânzit înseamnă să-ți binecuvintezi vrăjmașii. Să fii îmblânzit înseamnă să iubești chiar dacă nu ești iubit. Să fii îmblânzit înseamnă să onorezi pe cineva pentru ceea ce este, fără să te împiedici de ceea ce el nu este. Domnul să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Nu știu cum sunteți voi, dar cred că pentru mine urmează o săptămână de post și rugăciune ca Dumnezeu să lucreze în inima mea aceste lucruri. Vreau să vă spun că
avem nevoie de mai mult post și rugăciune. Postul și rugăciunea este ceea ce sensibilizează inima ca să poți ajungi să plângi și ca să poți fi îmblânzit de Dumnezeu. Ok? Așa că nu e necesar ca să așteptați anul viitor să vestim un post ca și biserică împreună, ci bine să postești în mod regulat, pentru că în felul ăsta lași ca inima ta să fie sensibilizată și îmblânzită de Dumnezeu. Haideți să stăm fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu, să ne aducem ființele înaintea lui și sunt convins că Duhul Sfânt vrea să-ți vorbească, vrea să-ți descopere. Cât de mult ai lăsat îmblânzit de El în acest an? Cât de mult ești gata să spui, Doamne, nu voia mea, nu ambițiile mele, nu planurile mele, nu ceea ce vreau eu, ci ceea ce Tu dorești, ceea ce Tu vrei să faci. Vreau să accept în viața mea. Are să avem un timp în care ne smerim înaintea Lui. Nu fi ca și revoluționarul Petru, care într-un moment nepotrivit scoate sabia din teacă și taie urechea unui om, determinându-l pe Iisus să meargă să ia urechea de jos, să o pună la loc la omul respectiv și să spună, nu așa, Petre, nu așa este în împărăția mea. Și în împărăția mea cei mari, cei tari, cei puternici sunt cei îmblânziți, cei smeriți, cei care se pleacă. În împărăția mea nu lupii sunt cei tari, ci oile. Știu că lucrul ăsta este dificil pentru personalitatea noastră, poate. Mai dificil pentru firea pământească care poate stăpânește peste noi. Dar chemarea Domnului Iisus pentru fiecare dintre noi este să lăsăm pe El să aibă hățurile vieții noastre. Lasă-L pe Dumnezeu să-și pună căpăstru pe tine și fă din asta rugăciunea ta, Doamne, îmblânzește-mă, Doamne, pentru tine, pentru împărăția ta. Îmblânzește-mă, Doamne, Dumnezeu meu. Dăm din nou lacrimi, Doamne. Sensibilizează-mi din nou inima pentru lucrurile tale. Pentru mine, pentru cei din jur, pentru lucrarea ta. Haideți să luăm decizii sfinte. Haideți să înălțăm rugăciuni sfinte. Adu-ți ființa ta înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te atingă, să lucreze. Cere lui Dumnezeu să te atingă. Cere lui Dumnezeu să lucreze. Duhule Sfinte, te chem chiar acum, vină, coboară peste noi. Peste viețile noastre. Duhule Sfinte, cercetează-ne viețile. Cuvântul Tău să lucreze în noi azi. Cuvântul Tău să lucreze în noi azi. Chem prezența Ta care ne cercetează inimile, care ne atinge inimile, care ne transformă să fie chiar acum în acest loc. Și fie ca fiecare dintre noi să-ți dăm acces, să-ți dăm libertate ca Tu să lucrezi în noi ceva nou.
dă-ne lumină chiar acum, înțelepciune divină, să-ți dăm acces. Vrem să ne deschidem inimile ca să-ți dăm acces. Vrem să ne deschidem inimile să-ți dăm acces, Doamne.